Liliana Ilie este unul dintre pasagerii care își cumpăraseră bilet pentru cursa Craiova-Luton, programată pentru 16 ianuarie. Femeia spune că a ajuns în timp util la aeroport, i-au fost verificate actele, totul a fost în regulă, însă nu a fost lăsat să se îmbarce. Am ajuns în aeroport la ora, scria pe bilet, că mi-am făcut check-in-ul la ora 5:40. Cred că am ajuns cu vreo 5 minute mai târziu, n-a fost problemă, mi s-au controlat bagajele, am ajuns înăuntru și m-am ajuns la altă casă. Și mi-a spus aici, este zbor de la Paris, dumneavoastră trebuie să faceți în partea stângă. Și când am ajuns în partea stângă, mi s-au închis ușile. Reprezentanții companiei încearcă să-i explice femeii motivul pentru care nu a putut să urce în avion, chiar într-o filmare realizată de aceasta cu tableta. Dumneavoastră, după ce ați intrat la 6, da? 10, în condițiile în care aveți... Nu, știți ce? Nu stau să discut, neastră. Deci eu nu stau să discut. O să vedem, da, dumneavoastră, da. Dumneavoastră, să mergeți în zona de îmbarcare. Și am coborât, da? Când ați coborât? Când era ușa închisă? Am și la cât a plecat avionul. Femeia nu a fost singura în această situație. Au zis că stați să sunăm prin stație la un coleg de-al lor care era pe pistă lângă avion. Așa. Și... la momentul acela, scările încă nu erau detașate de corpul avionului și răspunsul a fost că nu se mai poate face nimic pentru că ușile la avion au fost închise. Compania Low Cost, care operează cursa Craiova-Luton, ne-a transmis punctul de vedere printr-un comunicat. Pasagera care lipsea de la îmbarcarea pentru zborul de la Craiova la Londra-Luton din 16 ianuarie a fost chemată prin stația de amplificare a aeroportului de mai multe ori la poarta de îmbarcare, dar aceasta nu s-a prezentat. Porțile s-au închis în ultimul moment posibil. În concordanță cu procedurile relevante și cu condițiile generale de călătorie, pasagerilor care sosesc la poartă după ce aceasta se închide, nu li se permite îmbarcarea. Pentru a evita întârzierile și pentru a asigura o bună operare a zborurilor, compania le reamintește pasagerilor că trebuie să se prezinte la poarta de îmbarcare cu cel puțin 30 de minute înainte de plecarea programată a zborului. Pasagerii nemulțumiți vor să-și angajeze un avocat și să dea în judecată compania aeriană.